Se face o anchetă internă, dar ministrul a trimis și corpul de control acolo și așa a fost descoperit și acest al doilea caz. Au fost sesizate deja organele de anchetă penală. Este motivul pentru care Ministerul Sănătății nu a oferit foarte multe detalii în legătură cu cea de-a doua persoană care profesa în mod ilegal în România, obținuse un cod de parafă în mod ilegal. Știm că Direcția de Sănătate Publică a făcut pentru doi angajați plângere penală, dar și italianului. Cert este că în acest moment și această, cea de-a doua persoană, nu mai profesează. Despre cetățeanul italian știm că este în spatele gratiilor, iar corpul de control al Ministrului Sănătății face verificări în acest moment în alte două clinici private. Inițial s-a anunțat un control pentru patru clinici, însă Ministrul Sănătății vorbește despre un grup infracțional, așa că a fost extinsă această anchetă. Încă nu știm care este rezultatul final. Carla Tănase, mulțumim! Bugetul a depășit primul hop, a fost adoptat de guvern, promisiunile statului rămân însă neschimbate. Salarii mai mari, pensii mai mari și bani mai mulți pentru investiții. La final ar mai rămâne loc și de creștere economică. Bugetul este fundamentat pe o creștere economică de 5,5% din PIB, ceea ce înseamnă o valoare a PIB-ului de 1022,5 miliarde de lei și un număr de salariați de 5.000, de fapt un salariu mediu brut de 5.163, iar numărul de salariați din economie va ajunge la 5.282.000. În primii 3 ani de guvernare a actualei majorități parlamentare, produsul intern brut va crește cu peste 33%. Și după cum am spus puțin mai devreme, 1.022,5 miliarde de lei este practic momentul în care România trece de acest prag de 1.000 de miliarde, un lucru extrem de important și care arată foarte clar că măsurile pe care economia din România, să spunem, le-a primit din partea actualei guvernări au produs și efectul scontat. De asemenea, deficitul bugetar este foarte important de menționat acest lucru, o scădere sau, în fine, un nivel în acest an de 2,55%. Colega mea, Anca Urhean, se află la guvern, ne-a urmărit declarațiile. Anca, nu scade nimic totuși, vedem că totul pare a fi pe plus. Da, cam totul e pe plus. Redistribuire, așa explica ministrul Eugen Teodorovici, faptul că avem bani în plus la anumite ministere, totuși spunea că nu a tăiat neapărat din anumite zone, dar ce am auzit astăzi și de la premier și de la ministrul finanțelor, bani în plus la sănătate și la educație. Clar, undeva la 50 de miliarde merg la investiții. Un an al investițiilor, spunea Viorica Dăncilă, o să vedem până la final dacă va fi chiar așa. Și bani în plus la salarii, am văzut s-a aplicat acest lucru pentru bugetar de la începutul anului, în plus bani la pensii, din septembrie se întâmplă acest lucru, punctul de pensie majorat, pensia minimă de asemenea majorată. Nu s-a umblat la banii de la servicii, probabil o să vedem modificări în Parlament și se duc bani destul de mulți, spun cei din executiv, către administrațiile publice locale, sume record, însă merg și cheltuieli în plus la ei, dar vor avea ajutor de la stat. Se fac niște redistribuiri în ceea ce privește sumele de la capitală și sectoare. Aici am văzut nemulțumiri ale primarilor, ale primarului general în special. Și o să vedem și până la finalul anului dacă se vor descurca cu aceste cheltuieli sociale primarii din teritoriu. E bine, proiectul așteptat de foarte mult timp, dezbătut intens în ultima perioadă, ajunge mâine, practic, în Parlament, pentru că se reunește conducerea Camerei Deputaților și a Senatului pentru a-l pune în dezbatere parlamentară. Săptămâna viitoare avem comisii, se depun amendamente, am auzit foarte multe critici din partea opoziției și spuneau ei că vor depune sute de amendamente, cel mai probabil modificări mici, pentru că cei din guvern vor să rămână la acest deficit de 2,55%. Spre finalul săptămânii viitoare o să avem și un vot final, cel mai probabil proiectul va merge la Cotroceni. Vedem dacă cumva președintele Klaus Iohannis îl întoarce în Parlament sau îl semnează. La aproape 6 luni de la prăbușirea podului din Genova, care a lăsat în urmă 43 de morți, printre care și 2 români, începe demolarea ruinei. În cât timp va fi gata noua structură, aflați imediat aici la știri.
Șoferii care au mașini înmatriculate în București ar putea plăti o taxă de poluare. Propunerea aparține Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme, care vrea, în primă fază, o campanie de conștientizare a populației asupra nivelului de poluare. Prin taxa locală, specialiștii APIA vor ca autoturismele să se diferențieze în funcție de nivelul de poluare. 25.000 de oameni au murit în România în doar un an din cauze asociate poluării. Sunt date oficiale strânse pentru anul 2015, publicate în 2018. Cu acest argument, producătorii și importatorii de autoturisme cer o nouă taxă pentru mașinile din București, pentru a stimula înnoirea parcului auto din capitală. Măsurile propuse de către Comitetul de Mediu al APIA au în vedere o analiză ceea ce se întâmplă prin Europa, multe alte orașe adoptând măsuri similare cu cele propuse de către noi. Am pornit de fapt de la faptul că Bucureștiul este unul dintre orașele cele mai poluate din România. De altfel, vedeți și procedura de infringement adresată României pe acest subiect. Și în același timp este unul dintre cele mai aglomerate din punct de vedere al traficului orașe din lume. De asemenea, specialiștii APIA propun și aplicarea unei taxe pentru mașinile înmatriculate în alte județe. Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme propune și introducerea unei taxe de congestie pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București, dar care tranzitează capitala. Taxa medie pe zi ar urma să fie de 3 euro, iar sumele colectate ar urma să fie incluse în fondul pentru aer curat. Este doar o idee. Ea trebuie dezbătută și trebuie văzut dacă este susținută sau nu de către cei care decid și de către populație, sigur că da. Până la urmă poate fi o taxă foarte mică, astfel, dar care să facă diferența între nivelul de poluare al mașinii. Avocații spun însă că o taxă de intrare în oraș ar fi ilegală. Cred că taxa respectivă intră în contradicție inclusiv cu dreptul național, dar și european, referindu-ne aici la libera circulație a persoanelor. Aplicând o asemenea taxă, ar fi cumva incidente dispozițiile din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, dar și din legislația națională și chiar din Constituție. Oricum avem acest precedent cu privire la taxa de intrare în Mamaia, ce a fost declarată ca nefiind legală. Nu e normal. Numai și numai taxe. Asta la noi în România. Numai și numai taxe. Și drumurile? Drumurile praf. N-avem decât să zburăm pe sus ca să putem merge bine. Sunt destule taxe, nu sunt suficiente. Nu mi se pare normal, mai ales că suntem la 5 minute de București în condițiile în care faci o oră. Conform calculelor APIA, veniturile anuale ce pot fi colectate la fondul pentru aer curat ar urma să se ridice la aproximativ 120 de milioane de euro, raportate la numărul de autoturisme care intră în București. Mare atenție atunci când cumpărați alimente. 40% dintre pizzeriile, patiseriile, restaurantele și magazinele alimentare controlate de autorități au fost găsite cu nereguli. Unitățile verificate înșelau clienții, spunând că vând produse cu lapte, brânză și telemea, astfel îi făceau pe oameni să creadă că iau produse naturale. În realitate însă vindeau produse pe bază de lapte, care conțineau grăsimi hidrogenate, de exemplu ulei de palmier. În doar 2 săptămâni, autoritățile au dat amenzi în valoare de aproape 700.000 de lei. Ministerul Agriculturii vrea să înființeze acum un registru al laptelui prin care să îi oblige pe producători și pe comercianți să delimiteze foarte clar, inclusiv pe raft, care sunt produsele din lapte și care sunt cele ce conțin grăsimi vegetale, astfel încât consumatorii să știe clar ce cumpără. România nu ar fi fost avertizată de Comisia de la Veneția sau în raportul MCV dacă experții europeni nu ar fi observat că țara noastră face pași înapoi. Este declarația făcută la București în cadrul Consiliului JAI de Comisarul European pentru Justiție, Vera Iurova. Întrebată dacă recomandările sunt obligatorii, ea a declarat că România trebuie să fie foarte atentă cu acestea. The Commission issued the recommendation in the last year CVM report after very thorough analysis of what's happening in Romania, where are the gaps,
where we see the backtracking in the reforms and where we see some risk steps in the recent reform. So we would not issue the recommendation if we didn't accept that Romania will work seriously with them and that they will implement them after also, of course, assessing the feasibility of the recommendations. La aproape 6 luni de la prăbușirea podului din Genova, care a lăsat în urmă 43 de morți, printre care și 2 români, autoritățile din Italia încep lucrările de demolare. În locul lui va fi ridicat altul, care va costa peste 200 de milioane de euro și va fi gata în aproximativ 15 luni. Catastrofa a ridicat foarte multe semne de întrebare legate de siguranța viaductelor din peninsulă. Acum aproape 6 luni, pe 14 august, tragedia lovea Genova. Pilonul unui viaduct a cedat, iar porțiunea de autostradă pe care o susținea a căzut în gol. Pe o distanță de 100 de metri, ambele sensuri ale podului s-au prăbușit, cu tot cu mașinile aflate acolo, peste blocurile aflate dedesubt și peste un depozit. În câteva secunde, totul a devenit un morman de moloz și fiare. E incredibile! C'è una macchina lì! La potete vedere! Bilanțul catastrofei, 43 de morți, printre care și 2 români. Egle Voseti și-a pierdut pe 14 august sora, cumnatul și pe cei 2 nepoți în vârstă de 16, respectiv 12 ani. Cuplul revenise recent din luna de miere petrecută în California și când mașina lor s-a prăbușit în gol, cei 4 se îndreptau către o stațiune de la mare, unde voiau să se mai bucure de vacanță. Ogni minuto della tua vita, quello che mi capita, tu pensi a quello. Cioè tu magari ridi, sorridi, ma dentro di te sei morto, cioè pensi solo a quello, sempre, sempre. Poi ci dicono che il tempo aiuterà, non lo so, sicuramente ci stiamo facendo anche aiutare, perché non puoi riuscire a sopportare, a superare una situazione di questo tipo, ci facciamo aiutare, però non è facile, non è facile. E soprattutto poi dici, ma perché? Cioè, si poteva evitare questa cosa? Certo che si poteva evitare. Egle Posetti îi consideră martiri pe cei 43 de morți. E martiri, insomma, perché se questo è successo, penso sia solo per denaro, non per altro, perché non c'è un motivo. Poi qualcuno ci dirà chi è il colpevole, spero. Però tanto loro non torneranno più. Ca ea sunt alte 10 de persoane care și-au pierdut sora, fratele, mama sau tatăl. Giovanna Donato era în vacanță cu fiul ei când a primit vestea că podul din Genova s-a prăbușit. Voglio che sia ricordata questa cosa, che non venga dimenticata, perché è una cosa troppo assurda quella che è successa. 2018-2019, cadere un ponte così, la sicurezza di noi persone... Questo momento non c'è, io non la sento più. Femeia și-a pierdut fostul soț, iar fiul ei a rămas fără tată. Le ha cambiato completamente la vita. Da quel giorno lì non sarà mai più la stessa cosa per noi, per lui soprattutto. Ha 11 anni, non è giusto. Lui giocava a pallone con suo papà, giocavano a tennis, faceva le vacanze, tutti i pomeriggi insieme. Basta, non c'è più tutto questo. E non ci sarà mai più. Noul pod va fi gata în aproximativ 15 luni și va costa peste 200 de milioane de euro. Suntem în plin mandat al României la președinția Consiliului Uniunii Europene. Aici, la Digi24, vă spunem în ce constă această misiune. Și sunt foarte multe domenii pe care Uniunea Europeană le are pe lista de preocupări, iar între ele cercetarea ocupă un loc esențial. De ce se alocă bani din bugetul comun al statelor membre pentru acest lucru, aflăm chiar acum. Competiția stă la baza economiei, a pieței de produse și servicii sau a mediului de afaceri. Efortul de a fi mai bun, mai ieftin, mai competitiv decât cei cu care concurăm, este motorul dezvoltării unei societăți libere. De aceea, toate reglementările în acest domeniu trebuie făcute cu multă atenție.
Fiecare țară urmărește creșterea economică, iar asta duce și la dezvoltarea Uniunii Europene. De aceea există un consiliu dedicat special acestui domeniu, COMPET, care se ocupă de piața internă, industrie, cercetare și inovație și cercetările spațiale. Uniunea Europeană, așa cum o cunoaștem astăzi, există din 1993. Pe atunci se chema Comunitatea Economică Europeană. Chiar dacă astăzi poartă un alt nume, efortul principal este același: să elimine obstacolele din calea schimbului de produse, a forței de muncă, a capitalului și a serviciilor. Cu toate acestea, se ocupă COMPET. În urmă cu 5 ani, Uniunea Europeană lansa un program ambițios de cercetare, Orizont 2020, cu un fond de 80 de miliarde de euro. Ce urmărește acest program? În primul rând, crearea de produse viabile cu un potențial comercial real. În al doilea rând, o cooperare internațională pentru cercetare și inovare, inclusiv prin atragerea de țări și organizații din afara Uniunii Europene. Spațiul, ultima frontieră. Mulți dintre noi își amintesc probabil începutul unui serial științifico-fantastic celebru, Star Trek. Ei bine, în secolul nostru, SF-ul devine realitate, iar pe lista de domenii a COMPET figurează și spațiul cosmic. Cum adică? Vorbim de pildă despre sistemul global de navigație Galileo. Este versiunea europeană a sistemului american GPS și care oferă o poziționare mult mai exactă, iar acest sistem este deja funcțional. Uniunea Europeană se gândește la toate detaliile până la stele și înapoi. Un tânăr de 19 ani din Spania și-a construit singur o proteză robotizată din piese Lego. El s-a născut fără antebrațul drept din cauza unei anomalii genetice. A început să lucreze la proteză încă de când avea 9 ani și a reușit să o facă să funcționeze. De când era mic, David Aguilar a fost pasionat de Lego și a petrecut copilăria construind mașini, avioane, elicoptere și, în cele din urmă, propriul braț protetic. Născut fără antebrațul drept, el a decis să-și ducă talentul la Lego la un alt nivel. La 9 ani și-a construit singur o proteză pentru mână, rudimentară, dar funcțională. As a child, I was like very nervous to be in front of other guys because I was different. But that didn't stop me believing in my dreams and I wanted to do what I was thinking about. And it was seeing myself in front of the mirror, like I see other guys with two hands. David Aguilar, student la Facultatea de Bioinginerie din Barcelona, a reușit să-și construiască până acum 4 brațe protetice, ultimele fiind chiar robotizate. This is the first prosthetic. I call it the MK1 because it looks like an Iron Man arm. And it's pure mechanical. I can move it like this. And I mean, it's very easy. It's a very easy mechanism. It's just like two cords in here that tie when I close the arm. And well, this is the simplest one I built. Tânărul de 19 ani are un singur vis după ce va termina facultatea: să-i ajute pe cei ca el să ducă o viață normală. My main dream is to finish my university, that's first. But then I would like to go somewhere creating prosthetics for people that can't afford a real prosthetic. Like, it costs, it's very expensive, but I would try to give them a prosthetic, even if it's for free, to make them feel like a normal person. Grădina Regală Botanică are o surpriză pentru iubitorii florilor. Vizitatorii se vor simți ca în pădurile din Columbia, cea de-a doua țară ca biodiversitate din lume.